Ce e interesant pentru acești copii, ce e util pentru ei, sunt fundația și stâlpii. Trebuie să te duci la elementele importante, să le povestești din viața ta, să le spui ce a fost important și punctele de inflexiune din viața ta și cauzele pentru care tu ai avut succes și atunci o să-i prinzi. Dacă îi prinzi pe principii, pe elemente esențiale și după aceea faci ca la școală, îi întrebi ce au înțeles și îi pui să repete după tine. Ce ar fi de evitat? Este de evitat intrarea în amănunte,